o clipă vă dau întrebări retorice care cred că o să discutăm deja pe parcurs. Spuneți, vă rog, în 2019, inclusiv doamna Maia Sandu și restul deputaților PAS, o parte din trânși, au votat declarația Parlamentului de capturarea statului. Cunoaștem? Cunoaștem. Spuneți, vă rog, după asta, partidul care a capturat statul și care a condus Vladimir Gheorghiu Plăhătniuc, a fost scos în afară legii, spuneți, vă rog. Nu, eu vă dau o întrebare, retoric. Doi, pielea de mie, liderul căruia este bănuit în furtul miliardului, împreună cu domnul Șor, împreună cu domnul Platon, împreună cu alt subiect. A fost pusă întrebarea referitor la scoaterea Pelemeului în afară legii? A? Spuneți-mi, vă rog, încă o întrebare. Culeocul și al negru, da? Care domnul Păhătniuc trimite, nu știu cui, da? În fața la domnul Dodon. Pe Seremie a fost scos în afară legii. Deci noi avem, față cel puțin de patru partide, presupuneri că aceste partide sunt finanțate din banii provenit ilegal. Presupunem, noi nu constatăm și nu spunem asta. Dar de ce partidul Șor, care are mii, poate zeci de mii de membri, trebuie să fie pedepsit tot partidul pentru o persoană care, într-adevăr, condamnată definitiv. Nu e revocabil, nu a fost recurs ordinar, da. Spuneți, vă rog, care este echitatea față de alte persoane, față de alte partide? Eu nu văd aici echitate.